Opoziția cere explicații procurorului general și Ministerului de Interne pe marginea reținerilor de ieri. Deputații au calificat acțiunile organelor de drept o încălcare gravă a drepturilor omului, mai ales că manifestațiile erau autorizate. Au arestat sau reținut, s-au dus la poliție fără motive pe organizatorii, inițiatorii acestei manifestări, au făcut judecăți improvizate. Eu cer ca să vină procurorul general la sfârșitul ședinței ca să raporteze ce se întâmplă cu această încălcare grosolană a drepturilor omului. Am fost la comisariatul de poliție Buiucani și am solicitat în calitatea mea de deputat să-mi fie prezentat registrul de înregistrare a persoanelor reținute. Au zis că doar avocații parlamentari și procurorii, pentru ei sunt persoane la care pot prezenta ceva informații. Eu sunt nimica și nimeni în fața ofițerului de serviciu. Și ar fi bine dacă împreună cu domnul procuror ar veni și domnul ministru Papuc să facă explicații de rigoare. Oamenii au fost reținuți, judecată se va clarifica. Dar polițiștii, în mod informat, mi-au spus că de foarte sus, de la domnul Papuc, a venit o indicație. Situația este un pic mai delicată, aș spune chiar mai gravă. Atunci când norma legală este citită și înțeleasă de către colaboratorii organelor de forță, prin prisma bunăvoinței sau reavoinței de care dispun la momentul respectiv. Procurorul și ministrul interpelat nu au mai venit însă cu explicații, pentru că fracțiunea majoritară a votat împotriva propunerii. Opoziția a reformulat invitația pentru săptămâna viitoare.